Seara. O să încep cu un citat din Evanghelia după Matei, din capitolul 22, un citat foarte cunoscut, care pare să n-aibă nicio legătură cu ce m-a întrebat colegul, nu? Care spune așa: Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să explic de ce am început astfel, colecția aceasta, Spiritualitate creștină, este una dintre cele mai longevive ale editurii Herald. Și am urmărit în această colecție să căutăm acele aspecte care ne unesc, nu aspectele care ne despart. Este cunoscut faptul că Dumnezeu înseamnă unitate, coerență, și atunci am căutat toate vocile lumii creștine care ne pot deschide inima și mintea către Duhul acesta al lui Hristos. Și am urmărit în această colecție să dăm cuvântul tuturor vocilor mari pe care le-am ales după puterea și priceperea noastră, criteriul fiind aplicabilitatea practică a acelei învățături în viața de zi cu zi, fie ea socială, liturgică sau cea de rugăciune personală. Și orientarea generală a acestei colecții este în spiritul acelei cunoscute răstiri a Sfântului Serafim al Sarovului, că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Deci un scop eminamente practic. Această colecție urmărește să introducă cititorul pe această cale întreită, lăsată de Sfinții Părinți, după măsurile fiecăruia, care este la fel de actuală acum, în secolul 21, ca și înainte. Vorbeam în prezentarea pe care am făcut-o, în prezentarea evenimentului, că discursul teoretic, inclusiv în spațiul creștin, are ca scop să facă metoda clară și accesibilă. Și aici, citând chiar dintr-una dintre cărțile pe care o să le prezentăm astăzi, din cartea lui Kyriakos Markides, un părinte sporit, un gheronda, adică un bătrân, bătrân în înțelepciune, nu neapărat în ani, primește la un moment dat doi studenți la teologie care se recomandau drept teologi. Și începe să le spună că există un Ioan, teologul sfânt, un Grigorie, teologul sfânt. Nu vi se pare că e totuși oarecare diferență între voi și ei? Și aceia au înțeles și s-au smerit. În această colecție veți găsi nume foarte variate din spațiul creștin, de la pagini din Filocalie. Avem lucrări ale părinților marilor capadocieni, Grigorie de Nisa, Grigorie de Nazians, Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Maxim Mărturisitorul, cu minunata lui lucrare capete gnostice, apoi părinții ai bisericii, cum sunt Evagrie Ponticul și Origen, care chiar dacă există sau au existat anumite controverse teologice legate de ei, sunt cei care au făcut ca biserica să fie ceea ce este astăzi. Și de asemenea mari mistici ai Bisericii Apusene, cu ajutorul Ordinului Carmelitanilor de Sculți, pe cărora le mulțumim, am publicat lucrarea Sfântului Ioan al Crucii, Noaptea Întunecată, și ne pregătim acum să publicăm o lucrare la fel de minunată, a Sfintei Tereza de Avila, Castelul Interior. Aveți în fața dumneavoastră lucrarea lui Meister Eckhart și așa mai departe. Totodată însă lăsăm să se pronunțe și voci mai aproape de contemporaneitate, cum este Kyriakos Markides, care probabil că e un nume mai puțin cunoscut pentru dumneavoastră, exprimându-ne în acest fel deschiderea către isicaz și isihie, despre care credem, precum Vasile Andru, că poate fi adusă cu mult folos și în lumea laică, în proporțiile
respective. Și avem și o colecție de autor, Vasile Antru, care de asemenea a fost un lucrător al ISIHIEI. Mulțumesc!